Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor au solicitat joia trecută ministrului Justiției Tudorel Toader să abandoneze procedura de revocare din funcția procurorului general Augustin Lazăr. Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Profesională a Judecătorilor și Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, Asociația Profesională a Procurorilor, solicită ferm ministrului Justiției Tudorel Toader să abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general al României Augustin Lazăr, o astfel de procedură care ocolește practic garantul independenței justiției, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, al cărui rol este unul pur decorativ și care nesocotește dreptul la apărare al procurorului supus revocării, a fost profund criticată de Comisia de la Veneția, Greco și Comisia Europeană și pune în pericol parcursul României în Uniunea Europeană și în Consiliul Europei și însăși existența democratică a statului român, nemai vorbind de semnalul negativ și descurajant transmis unei părți importante a corpului magistraților, se arată într-un comunicat al Forumului Judecătorilor în contextul declanșării de către ministrul Justiției procedurii de revocare a procurorului general al României. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare s-au întrunit în adunare generală luni și au decis susținerea în unanimitate a comunicatului pe care asociațiile de magistrați l-au emis în spațiul public, fiind de acord cu cele menționate în acesta.